Volodymyr Zelensky râde de eforturile făcute de propaganda rusească. Președintele ucrainean spune că Putin a cheltuit sume imense pentru minciunile și manipulările sale, fără să obțină vreun rezultat. Ви знаєте прекрасно, яку потужну систему державної пропаганди побудувала Росія. Вони витратили і витрачають на це десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто в світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню. Rușii au ascuns în permanență adevărul despre invazia din Ucraina. Putin se teme de reacția pe care rușii o vor avea dacă vor afla despre măcelul comis de armata lui și a încercat să elimine toate sursele de informare independente. Але вони не врахували єдиного. Там, де шлях брехні, потрібно прокладати грошима, і результат при цьому не гарантований. Шлях правди складний. Шлях правди прокладає себе сам. Головне – бути щирим. Pentru a face acest lucru, guvernul rus a luat măsuri extraordinare, blocând Facebook și amenințând cu închiderea unor instituții media independente, cum ar fi TV Rain și ziarul Novaya Gazeta, care a publicat săptămâna aceasta o ediție în limbile rusă și ucraineană cu titlul Rusia bombardează Ucraina. Presei s-a spus să folosească doar surse guvernamentale oficiale pentru reportajele lor și să nu folosească anumite cuvinte pentru a descrie operațiunea. Potrivit site-ului de știri rusesc Meduza, cu sediul în Letonia, aceste cuvinte sunt atac, invazie, război. Ucraina a intrat în ziua 31 a invaziei declanșate de Vladimir Putin. Președintele Volodymyr Zelensky face presiuni pentru continuarea negocierilor cu Rusia, în timp ce Moscova a semnalat că își reduce ambițiile la a se concentra asupra teritoriului revendicat de separatiștii susținuți de Rusia în estul țării, după ce atacurile din alte părți s-au blocat.